Elisa Armeanca a fost curios pe lângă cele două cupluri deja formate, ce tatonări mai există prin casa Mireasa, cine cu cine se mai place, se tatonează și la un moment dat a spus cineva, un băiat, că Sergiu și Alina și apoi a făcut o gafă voită sau nu. Invitatul serii spunea știu că sunt deja cuplurile Ana și Daniel, Paulica și Bogdana și a spus asta de vreo două, trei ori, iar după l-a corectat unul dintre băieți și a zis că îl cheamă Liviu. După aceea, a mai urmat o piesă, și la sfârșitul acesteia, Elisar Meanca i-a felicitat pe Ana și Daniel pentru sărutul pasional pe care l-au avut. Spunea că i-a deranjat chiar și rujul Anei de pe buze. Spunea că așa îi place și, în cazul în care va câștiga unul dintre cuplurile acestea, două va veni să cânte la nuntă gratis. După ce le spuse, a mai continuat Elis Armeanca și despre Daria și Marius să spună că, în opinia lui, cei doi se potrivesc.